Bună seara, haideți să vedeți un unicat, o destinație turistică care merită să fie vizitată aici în județul Harghita. Suntem la Feliceni, o comună care se află lângă Odorheiu Secuiesc, deci foarte ușor se poate ajunge aici. Și aici puteți să parcurgeți labirintul porumbului. Ce înseamnă asta? Deci aici, cum vedeți, este amenajat un stand de primire, cu toate facilitățile, cu toate autorizațiile, și copiii poate să joace, poate să distreze, și totodată sunt activități care sunt legate de porumb. Aici este poarta în care se poate intra și nu este un labirint simplu, ci un labirint în care, dacă nu reușești să găsești răspunsul corect la întrebări pe care se află la zone unde direcțiile sunt opuse, dacă nu reușești să găsești un răspuns corect, atunci se poate ajunge într-o săduță, într-o potecă care nu are ieșire. Așa cam arată caietelul de exerciții. Unde putem în prima să vizionăm, deci să vedem? Ok, așa, dacă mâine al mecanismului. Domnul Palaiuș, Paianuș este cel care este proprietarul și cel care a construit acest labirint de porumb. Chiar dacă aici la noi în județul Harghita există foarte mulți urși, dar aici este ocrotit și este în interiorul satului, deci puteți veni în siguranță în acest labirint de porumb, unde este împrejmuit cu gard electric, deci siguranța este asigurată și pe aceste poteci se poate ajunge. Noi o să vă arătăm acum primul exercițiu, primul obstacol, și dacă se poate, deci se rezolvă corect, atunci se poate merge mai departe. Deci aici la prima întrebare este că Iancu a pierdut urma de oi pe care o avea în pază, ajută să-și găsească oile și mâna cel puțin patru dintre ele de pe câmp în slână cu bâta. Ok, deci înseamnă că de acolo cu bâta trebuie adus aici patru oi, și dacă ai rezolvat exercițiul, atunci se poate lipi aici un mic abțibir care certifică că ai reușit să treci de primul obstacol. Mai arătăm un obstacol, am văzut aici, pentru adulți. Acolo nu este vorba despre cucorit, deci iancu de porumb, ci acolo adulții trebuie să-și găsească întrebarea corectă. De exemplu, aici vedeți, deci aici este o cotitură, întrebarea este și în limba română: vino și găsește drumul în baza răspunsului. Da, pe la 1490 în Europa porumbul se consuma: A, ca garnitură lângă carne; B, nu se consuma. Deci cine alege răspunsul greșit intră în fundătură. Așadar, haideți aici la Feliceni, unde tineri întreprinzători care sunt specialiști în peisaje au reușit să construiască acest labirint de porumb, și în fiecare zi se speră până la noiembrie, deci în următoarele două luni puteți veni aici cu familia. Programul cam între o oră și două ore poate să ține, și cum am zis, sunt, deci părinții nu o să se plictisească, pentru că și pentru ei este exerciții, sau sunt exerciții, dar și pentru copii. Și de la ora 16:30 în fiecare zi, aici sus o să afișăm site-ul unde puteți lua legătura
cu inițiatorii, cu proprietarii, cu administratorii acestui labirint de porumb. Și haideți aici că până când se vede, până la ora 7:30, cam până așa cum vorbim acum, puteți fi aici la Feliceni. Deci, recapitulare, suntem aici în primul labirint de porumb, cred că din Arghita sau s-ar putea și din alte județe. 2. Sunt bineveniți aici copiii, părinții, toți sau cei care doresc un team building sau orice, sau sunt în zonă. După masă, deci după ora 16, este deschis și haideți să petreceți aici clipe de neuitat. Și eu cred că este una dintre acele destinații turistice fantastice și inovative cu care ne bucurăm în județul Harghita. Deci, haideți în județul Harghita, haideți în labirint, haideți la Feliceni. Vă rog să faceți share la acest mic filmuleț.